Eu mă numesc Vadim Țurcan, sunt inginer constructor. Un inginer constructor, în primul rând, înseamnă responsabilitate. Sunt două categorii rampe de ocupație a unui inginer constructor. Prima este proiectarea, cel care calculează nemijlocit structura clădirii și analizează ce materiale, care este volumul lor, ca construcția să fie stabilă și rezistentă. Și a doua ramură este cel care din mijlociu se ocupă de edificarea acestei construcții, adică o construiește de la zero. Pentru a deveni inginer constructor, evident că trebuie să ai o înclinație spre această ramură, adică trebuie să-ți placă din mijlociu matematica, trebuie să-ți placă din mijlociu geometria și trebuie să-ți placă din mijlociu să construiești ceva. Pentru a urma tehnic acest drum, trebuie să termin cele 12 clase și să te încadrezi într-o facultate de construcție. Eu am absolvit facultatea de construcție, cadastru și geodezie din cadrul Universității Tehnice a Moldovei și astfel poți să devii un inginer constructor. Principalul trebuie să ai atitudine, disciplină, responsabilitate și perseverență. Având în vedere că piața de construcții este o piață destul de necesară în cadre de muncă, totuși, cei mai buni sunt cei mai prețuiți. Deci, încă de pe benchile facultății, trebuie nemijlocit să te interesezi ce să faci, cum să faci. Poate să urmezi un curs adăugător, poate să te interesezi să încerci să pleci la un exchange în străinătate. Poate să nemijlocit să fii implicat în proiect de construcții, pentru că în cadrul universității sunt acele practici de producție în care, eventual, din anul 2, 3 sau 4, poți să-ți găsești un loc de muncă. În Moldova, din păcate, nu este așa dezvoltat la modul în care vrem în domeniul construcției, pentru că nu se edifică cu structuri cu înălțimi de 100 de nivele și așa mai departe, dar acest teren este, din punct de vedere, o junglă pentru construcție, pentru că, ulterior, dacă vor fi investiții necesare, această ramură va exploda pur și simplu și va fi nevoie de cadre cu o calificare foarte înaltă. La început spuneam de cele două ramuri, dacă el merge pe calea proiectării și dacă este, adică, o oportunitate de a se angaja într-un birou de proiectare, ăsta e primul lucru. Doua oportunitate este ceea de a merge la o companie de construcție care, în mijlocit, se ocupă de producție. Și de aici vine scara ierarhică care trebuie să meargă în mijlocit un inginer constructor, începând la maestru, urmând ca dirigent șantier, după care ca expert în construcții, până sus, în care se devine specialistul numărul 1 în domeniul său de activitate. Pentru că și iarăși, în inginerie construcțiilor sunt diferite specializări pe oțel, specializări pe beton armat, pe geotehnică și așa mai departe.